Vreau să vă invit să deschideți scripturile. Pentru început, o să citesc doar câteva versete din Geneza, capitolul 50, ultimul capitol al acestei cărți, versetul 18 până la versetul 21. Geneza, capitolul 50, începând cu versetul 18. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Gândurile din această seară aș vrea să le intitulez Iosif, când Dumnezeu schimbă răul în bine. Un băiețel a fost crescut la fermă, Într-o localitate destul de mică, a avut un tată alcoolic, bețivul satului, care deseori își abuza mama. Toată localitatea făcea glume pe seama acestui băiet, băiat, pe, acestui bărbat, iar tânărul, copilul acesta, râdea și el împreună cu ei, dar de fiecare dată ceva se rupea în sufletul lui. Era vorba despre tatăl său. Tot ce își dorea la un moment dat a fost să-l omoare pe tatăl său, crezând că în felul acesta o poate scăpa pe mama sa. Și chiar a încercat lucrul acesta într-o seară, când tata a venit beat, i-a legat o frânghie de gât, l-a legat de streașina casei și a avut mulțumirea interioară că a făcut ceva ca bărbat, ca viitor bărbat, să-și protejeze mama surpriza lui a fost că dimineața tata era viu pentru că nu i-a ieșit ceea ce și-a propus. Parcă lucrul acesta nu ar fi fost suficient pentru acest băiețel și ori de câte ori părinții lui plecau de acasă, îl lăsau în grija unui unchi de-al său, pe nume Wayne. Și mama și tata pe locuri obișnuiau să-i spună cam așa, dacă nu asculți de unchiul tău, când ne întoarcem acasă, stăm de vorbă. Ei bine, unchiul său l-a abuzat sexual pe acest băiețel de la vârsta de 9 ani până la vârsta de 13 ani. La un moment dat, și-a luat inima în dinți și s-a dus la mama lui să-i povestească ceea ce se întâmplă cu el în timp ce el este lăsat cu unchiul său. În timpul acesta, mama lui gătea în bucătărie, și când l-a auzit spunând lucrul acesta, a considerat că este un mincinos, l-a trimis în grădină să taie o creangă, o vergea dintr-un copac, și pentru ultimile, pentru următoarele 30 de minute l-a bătut cu nuiaua aceea, spunându-i că este un mincinos. Și ca să scape de tot chinul produs de nuiaua mamei, a mințit-o, recunoscând sau spunând că este un mincinos. La vârsta de 20 de ani ajunge student, îi plin de amărăciune. Urăște oamenii din jurul lui și mai mult decât orice, îl urăște pe Dumnezeu. Este vorba de Josh McDowell. Pentru cei care ați auzit, sau ați, ați auzit despre persoana acestui bărbat, proeminent îmi permite să spun, găsiți povestea lui mai în detaliu în cartea Nemfricat. Ei bine, aici, la universitate, Josh McDowell găsește un grup de studenți și doi profesori care erau foarte diferiți. A intrat în contact cu ei ca să descopere că aceștia sunt creștini. Și din acel moment a început o luptă intelectuală foarte puternică. A întrerupt facultatea și s-a dus în Europa, Orientul Mijlociu. Pentru a căuta în biblioteci și muzee suficiente argumente împotriva lui Isus și împotriva Bibliei. Și când, undeva în Marea Britanie, ajunge într-un muzeu unde deja are suficientă maculatură strânsă, își dă seama că toate acestea sunt în defavoarea lui. Mă opresc deocamdată aici cu Josh McDowell și mă întorc la Iosif. Iosif despre care am citit în Geneza capitolul 50 familia în care crește Iosif din perspectiva sociologică a societății noastre poate fi considerată o familie disfuncțională tatălui cred că vă amintiți cine a fost Iacov, nu? Iacov, cel care îl ține de călcâi pe fratele său șmecherul, mincinosul cel care cade totdeauna în picioare cel care se descurcă cel care driblează pe toată lumea și are impresia la un moment dat că chiar și cu Dumnezeu poate face același lucru. Dar slavă Domnului că într-o zi bărbatul acesta se întâlnește la peniel cu Dumnezeu și viața lui va fi radical schimbată. Da, Iosif are un vis mare care cel puțin pentru o perioadă este spulberat. Trăiește într-o familie cu relații rupte. Și, dragii mei, dați-mi voie să fac o afirmație aici, și anume, ori de câte ori nu rezolvăm problema mâniei pe care o acumulăm în noi, pornim pe drumul care duce la ucidere. Vă rog să deschideți la Geneza, capitolul 37, și haideți să urmărim ceva din evoluția acestui tânăr. Citesc aici versetul 3 din capitolul 37. Israel sau Iacov iubea pe Iosif mai mult decât pe ceilalți fraței săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Iată încă o dată o familie disfuncțională în care tata iubește pe unul dintre copii mai mult decât pe ceilalți și arată în public lucrul acesta. Versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor, scuzați-mă, îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Și cum se manifestă ura în frații lui Iosif? Partea finală a versetului 4. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Vedeți? Mânia acumulată în cele din urmă, duce la o criză de comunicare. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Așa că mare grijă la limbajul vorbit, la cel scris, la cel non-verbal, care comunică foarte mult care este relația noastră cu cealaltă persoană. Și când nu mai poți spune cuiva nicio vorbă prietenoasă, ai pornit pe drumul mâniei, care mai devreme sau mai târziu va duce la ucidere. Iar câteodată arma mâniei, în funcție de temperamentul persoanei, se poate manifesta prin tăcere. Nu mai vrei să vorbești. Uitați-vă la versetul 5 ce se, face cu, ce se întâmplă cu mânia nerezolvată. Iosif a visat un vis și la a fraților săi care l-au urât și mai mult. Observați cum mânia nerezolvată crește. Noi spunem cam așa. Timpul le rezolvă pe toate. Nu există așa ceva. Timpul poate rezolva unele aspecte, dar timpul nu le rezolvă pe toate. Versetul 6. El le-a zis, iată, ascultați ce am visat și le povestește visul și trec peste el și versetul 8, frații lui au zis, doar n-ai să împărăsești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult, din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Vedeți, mânia crește, Mânia se oglindește foarte bine în cuvintele noastre. Versetul 9, Iosef a visat un alt vis, îl povestește familiei și familia este foarte revoltată. Uitați-vă la versetul 11. Frații săi au început să-l pismuiască sau să-l invidieze, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Mânia nerezolvată duce la invidie, la gelozie, la teama de a fi înlocuit. Și atât e pe frații lui care sunt duși cu turmele la păscut și tatăl îl trimite pe Iosif să le ducă ceva alimente ca apoi în cele din urmă să primească vești de la el. Și atât ce spune versetul 18 din capitolul 37. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei s-au sfătuit să-l omoare. Înțelegeți unde duce mânia? Mânia acumulată, mânia nerezolvată. Ei au zis unul către altul, versetul 19, iată că vine făuritorul de vise, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Mânia duce la crimă s-au sfătuit să-l omoare. Intervine Ruben care cere clemență pentru fratele său și apoi parcă un nume predestinat, Iuda zice, poate că e mai bine să-l vindem, nu știți, l-au aruncat în groapa aceea adâncă, versetul 24, groapa aceea era goală, nu era apă în ea, s-au așezat să mănânce, greu de imaginat, cum poți să mănânci atunci după ce tocmai l-ai aruncat pe un frate de-al tău în groapă și vine Iuda, cum vă spuneam, cu târgul acesta, versetul 27, veniți mai bine să-l vindem, Ismailiților, măcar facem ceva bani. Și atât pe tânărul acesta, un adolescent, probabil în jurul vârstei de 17 ani, care ajunge victima unei familii disfuncționale. Are parte de ură, de mânie din partea fraților săi, trăiește din belșug durerea respingerii. Visele lui Iosif sunt spulberate, ajunge rob în Egipt. Probabil că printre altele și-a pus întrebarea, unde e Dumnezeu? unde e Dumnezeul care mi-a vorbit prin vise? Unde sunt visele mele? Tot ce experimentez este respingerea, și apoi urmează plata integrității, care nu este altceva decât pușcăria. Sau când Dumnezeu este mai important decât numele pe care ți-l dorești. Și aș vrea să mă mut la capitolul 39. va ajunge în casa lui Potifar, care este un guvernator în Egipt, căpetenia străjerilor, da? Un egiptean care l-a cumpărat de la Ismaeliți. Și atât cum spune versetul 2, foarte frumos, Domnul a fost cu Iosif. Așa că toate îi mergeau bine. Stăpânul, spune versetul 3, a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Și capătă trecere, Iosif dovedește abilități manageriale surprinzătoare și versetul 5 ne spune că de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul, și asta e frumos să vezi la omul care umblă cu Dumnezeu, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie pe câmp. Și apoi ce să faci când ai un manager atât de bun? Îi delegi toate responsabilitățile, și din acel moment nu i-a mai rămas lui Potifar decât, spune versetul 6, n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar, dragii mei, ultima parte a versetului 6 ne arată că și ceea ce pare bine poate deveni o provocare foarte serioasă și o ispită semnificativă. Uitați-vă cum se încheie versetul 6. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Na, ce rău în toată povestea asta? Nu toată lumea își dorește să arate bine? Nu există o industrie întreagă care cumva ne ajută să părem mai bine câteodată și decât arătăm? Dar să știți că frumusețea, inteligența, abilitățile pot deveni o povară pe care cei mai mulți oameni nu o pot administra. Și atât ce se întâmplă cu frumusețea lui, versetul 7, urmează testarea integrității. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Na, este străin, abandonat, respins de familia lui, într-o cultură străină, cum sunteți dumneavoastră în Germania, da? Într-un anume fel departe de autoritatea părintească, departe poate de ceea ce a învățat el că este bine și este rău, într-o poziție de invidiat, este manager, are de plină libertate, arată superb și este dorit acum de nevasta acestui bărbat. Dar îmi place foarte mult răspunsul lui Iosif. Versetul 8. El n-a voit. Și a zis stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Și urmează o declarație a crezului unui adolescent care trăiește cu teamă de Dumnezeu. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc nu împotriva lui Potifar, ci să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la următorul verset, versetul 9. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Știți cum se numește asta în termenii noștri de astăzi? Hărțuire sexuală. Măcar că în fiecare zi îl provoca, uitați-vă cum continuă versetul, el n-a voit să se culce cu ea. Și tu ești într-o cultură străină. Și tu ești departe, poate, de locurile în care ai crescut în alte circunstanțe și n-ai cum să nu fii la un moment dat ispitit. Care-i arma cu care vei lupta în astfel de circunstanțe ca să-ți păstrezi verticalitatea, curăția, puritatea care -ți sunt armele tale spirituale? Probabil că nu vă spun un lucru nou, că lucrurile au mers mai departe și femeia aceasta îl abuzează sexual pe Iosif, iar bărbatul acesta, care rămâne credincios crezului său, își va lăsa haina în mâinile ei și va fugi. Și apoi ce urmează? Urmează o minciună pe care o femeie că N-are nicio problemă să o spună. Și apoi spune că Iosif a fost aruncat în temniță. Câtă nedreptate! Câtă durere! Încercați să vă. să înțelegeți ce este în sufletul lui Iosif. Respins de familie. Tratat brutal de frații săi. Încerci ca în mijlocul unor circunstanțe care nu sunt deloc de partea ta să te păstrezi curat și parcă și Dumnezeu împotriva ta. Plata curăției este pușcăria. Dar vă rog să, ui, să vă uitați la versetul 21. Ce spune Biblia că se întâmplă cu Iosif acolo în temniță? Domnul a fost cu Iosif. Nu vă surprinde cum apare aproape tot timpul această expresie în dreptul acestui tânăr? Domnul a fost cu Iosif. Da și a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marilor temniței. Dumneavoastră observați că oriunde ajunge Iosif, Dumnezeu binecuvântează? Pe orice pune mâna Iosif, se dezvoltă? Dumnezeu l-a înzestrat cu niște abilități manageriale deosebite. Nu va trece foarte mult până când și mai marele temniții procedează exact ca și potifar. Îl lasă pe ăsta să conducă toată pușcăria. Și toate acestea, spune versetul 23, mai marele temniții nu se mai îngrija de nimic din ceea ce avea Iosef în mână, pentru că Domnul era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ceea ce făcea. Dar datorită curăției lui, Dumnezeu a fost în temniță cu Iosif. Domnul îi dă izbând în tot ceea ce face. Iosif s-ar fi putut victimiza în aceste circunstanțe. S-ar fi, ar fi putut să dea vina pe frații săi. Am ajuns aici pentru că frații mei sunt vinovați. Ar fi putut să blameze circunstanțele. Ar fi putut pe bună dreptate, zicem noi, să fie supărat pe Dumnezeu. Deoarece... El și-a păstrat curăția, iar Dumnezeu îngăduie să ajungă în temniță. Dă-mi voie să-ți adresez o întrebare. Pentru situația în care tu te găsești astăzi, pe cine blamezi? Îți blamezi părinții? Îți blamezi profesorii? Blamezi țara de unde vii? Guvernul Germaniei sau știu eu pe altcineva? Sunt așa de mulți oameni care se victimizează. Uitați-vă la bărbatul acesta. Cum rezolvăm problema mâniei? Pentru că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom fi puși în situația în care vom acumula mânie. Spre exemplu, dacă v-aș întreba câți de aici v-ați mâniat? Hai, ridicați mai mulți că nu-i cazul să vă ascundeți sub un paravan fals. Da? Oare cine nu s-a mâniat? Bine ați venit în clubul mânioșilor, da? Cine nu s-a mâniat? Mă rog, dacă ești din mămăligă, eventual mort, aleluia, nu te-ai mâniat. Problema e că în momentul în care mânia este acumulată pe termen lung, ea se transformă în amărăciune. Amărăciunea se transformă în neiertare. Și neiertarea deschide ușa pentru ca influența diavolului să vină în viața noastră. Și, de fapt, ajungem niște robi. Cum rezolvăm problema mâniei? Pe când te uiți la Iosif și când te uiți în scriptură, iertarea este rezolvarea mâniei iertarea este rezolvarea mâniei. Haideți să citim două versete din capitolul 41. Versetul 51 pentru început. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, uitare, că ce a zis el? Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Vedeți, nu știu dacă dumneavoastră a spus nume copiilor cu semnificație, v-ați gândit că ați vrea să comunicați ceva, dar Iosif a pus primului copil un nume care ținea de experiența lui de viață. I-a pus numele Manase pentru că și-a zis el, am uitat toată suferința aia pe care am trăit-o în casa tatălui meu. Cel de-al doilea copil, în versetul 52, va purta numele Efraim, care înseamnă rodire, ce a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara în întristării mele. Nu știu, cum numiți voi Germania? Habar n-am cum o numiți. Iosif a numit Egiptul țara întristării mele. Cum să nu fie țara întristării? Prin ce experiențe dramatice, traumatizante a trecut bărbatul acesta. Și apoi urmează, cred că știți, interpretarea viselor pe care le face uh, uh, Iosif și apoi de acolo din temni ajunge prim-ministru. Extraordinar, nu e așa? Foamea pe care a prezis-o Iosif prin interpretarea viselor devine o realitate și frații lui, frații care l-au vândut, care și-au cumva anihilat conștiința pentru ceea ce a făcut frații lui, ajung în Egipt. Și e foarte interesant cum este prezentat în capitolul 42, versetele 6 până la 17, dar pentru început citesc versetul 6 din capitolul 42. Iosif era mai mare în țară. El vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ. Wow, cât timp a trecut până s-a împlinit visul lui Iosif. Când Dumnezeu promite ceva, El cu siguranță va împlini. Versetul 7. Să nu-mi spuneți că este ușor ca după 20 de ani să trebuiască să te întorci la ceea ce ai acumulat cu mult timp în urmă. Uitați-vă la versetul 7. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin și le-a vorbit cu multă blândețe, cu o dragoste frățească săvârșită cu lepădare de sine. Așa le-a vorbit Iosif, nu? Pentru că de, timpul le rezolvă pe toate, nu-i așa? Nu. Uitați-vă ce clocot a stârnit în sufletul lui Iosif întâlnirea cu frații lui. Le-a vorbit aspro. Și le-a zis: De unde veniți? Păi, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visele lui. Și apoi. Uitați-vă la ce pot spune bărbații aceștia în, în circumstanțele astea. Versetul 13, ei au răspuns, Noi, robii tăi, suntem 12 frați, fi aceluiași om din țara Canaan, și iată că cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru. Și ultima parte a versetului este greu de citit. Iar unul nu mai este în viață. Despre cine vorbeau? Puteți să vă imaginați ce se naște în sufletul lui Iosif, ce furtună emoțională se naște în momentul când îi aude pe frații lui declarând că el e mort? Și ce face Iosif? Le-a vorbit aspru, i-a numit iscoade, da? De ce o fi numit iscoade? Vă amintiți ce spuneau frații lui Iosif despre el când el mergea la tata și îi spunea ce face tatăl? Ce fac frații lui? Părăciosule, 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 iar ne-ai spionat, iar ne-ai spionat. Și picătura chinezească, da, care cade pe creier și face șans. Și după 20 de ani, care -i răs... Cum îi abordează Iosif? Sunteți? Îi scoade ceva din experiența lui, din durerea lui, iese la suprafață. Voi sunteți scoade. Vă amintiți când mă făceați pe mine părăciosul? Le-a vorbit aspru. I-a făcut scoade. Și i a aruncat trei zile în temniță, spune versetul 17. A, noi îi tratăm foarte superficial. Vine cineva rănit, terminați. Frate, iartă, care e problema? e ușor a scrie versuri, nu cum spunea Emenescu, că nimic nu ai a spune. Sigur că poți să dai lecții la toată lumea, poți să fii cel mai bun consilier și predicatorul care ai de spus întotdeauna la superlativ lucruri. Fratele meu, dacă tu ai fi în acelui om, tu cum ai judeca? Iosif care strălucește prin puritatea lui, prin curăția lui morală, prin tot ceea ce el face, iată că nu își poate administra emoțiile. Ați avut vreo situație când emoțiile au fost mai puternice decât dumneavoastră? Mă rog, eu n-am fost niciodată beat. Nu știu cum este această experiență și nu spun asta într-un mod laudativ. Pentru că e harul lui Dumnezeu. N-am nimic, niciun merit în toată povestea asta, dar îmi imaginez că aburii alcoolului pun stăpânire pe mintea celui care ajunge în această situație și din acel moment. Omul nu mai face ce vrea el, ci face ceea ce spune alcoolul. Dar de unde știu asta? Știu că eu m-am mâniat câteodată. Și știu cum să produce mânia. Pune stăpânire pe mintea mea și emoțiile mele înving rațiunea mea. Și mă trezesc când în mânie pot spune cuvinte pe care după aceea le regret. Ați pățit asta vreodată? Dar mânia este foarte puternică. Trei zile în pușcărie îi ține pe frați, timp în care el se liniștește. 20 de ani aproximativ a avut Iosif din partea lui Dumnezeu pentru a fi pregătit pentru momentul acesta. Are în jur de 40 de ani acum, îi guvernator în Egipt, e curat, îi bărbierit, poartă haine regale, este încrezător, este puternic vorbește limba egiptenilor, dar în sufletul lui este o tulburare puternică. Și Iosif își confruntă frații oferindu-le șansa să se pocăiască. Capitolul 42, versetul 21. Iată ce fac frații lui în pușcărie. În timp ce Iosif își liniștește emoțiile, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine pentru noi, ne, peste noi necazul acesta. Vedeți ce s-a întâmplat în pușcărie? S-a trezit conștiința care a fost anihilată până în acest moment. Pentru că o chestiune pe care n-ai rezolvat-o acum 20 de ani te va urmări toată viața. Și iadul este locul unde se trezește conștiința. Ai fi putut să fii salvat. Îs regretele acelea eterne. Poate că una dintre explicațiile viermelui care nu doarme poate fi și asta, unei conștiințe trezite. Și uitați dialogul dintre ei, dacă n-au ajuns la greu, se trezește conștiința Ruben, versetul 22, a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spun eu, eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultați. Acum, iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui săracul Iosif asculta conversația și o înțelegea. Așa spune versetul 23. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. Și atât durerea lui Iosif manifestată în versetul 24. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. Durerea e mare, simte nevoia să își verse inima. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat pe unul dintre ei, pe Simeon, și l-a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Da, încercați să vă uitați la sufletul lui Iosif, la trăirile astea atât de puternice. Capitolul 43, sărim peste mai multe etape din povestea aceasta frumoasă și versetul 16 ni se vorbește despre întâlnirea lui Iosif cu Beniamin, fratele lui pe care l-aștepta. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său, bagă-i pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, că oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Și în timp ce ăștia sunt în sufrageria lui Iosif, în palatul regal acolo, versetul 30 ne spune, Iosif a isprăvit repede, căci i se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. Vă rog să urmăriți în povestea asta de câte ori sunt lacrimi, de câte ori se plânge, pentru că procesul restaurării presupune și capitolul acesta. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. Capitolul 44. Iosif creează cadrul necesar pentru ca frații lui să se trezească și să vină la pocăință îi aduce acolo în sufrageria lui, le dă să mănânce și acolo este cadrul în care Iosif alege să administreze iertarea. Capitolul 45, versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni. Să nu ziceți că e ușor să controlezi emoțiile. După 20 de ani, când deja are tot ce îi trebuie, vedeți, interiorul este încă franjuri, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce nu înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea! Deci, în momentul în care cineva țipă, e evident că nu-și poate stăpâni emoțiile, nu-i așa? Emoțiile sunt mai puternice. Scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Dragii mei, confruntarea, iertarea, se face doar între cei implicați. Ce străin ar fi putut pricepe discuția din sufrageria lui Iosif? Acel ceas sfânt când ei își administrau iertarea. Înțelegeți dumneavoastră că confruntarea nu se face pe Facebook sau pe Instagram, nu se face în adunarea generală, nu se face în public. Confruntarea se face în locul cel mai mic posibil, doar și numai doar între cei implicați. Versetul 2 din capitolul 45. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui, casa lui Faraon. Da, plânsul poate fi parte a procesului de vindecare. Versetul 14 din capitolul 45. El, Iosif, s-a aruncat de gâtul fratelui său, Beniamin, și a plâns. Și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. Versetul 15. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Da? Plânsul e modul în care te eliberezi de frustrare, de durere, de ceea ce ai acumulat. Mă la versetul 3 din capitolul 45. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu, dar frații lui nu i-au putut răspunde așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Ce moment al confruntării să-ți fie adus tot trecutul în față, să crezi că nu mai ai nicio treabă cu el, să crezi că dacă a trecut ceva timp, nu mai trebuie să-l rezolvi. Au rămas paralizați, încremeniți înaintea lui. Ascultați ce face Iosif și asta deja este ceva copleșitor. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat de el, el le-a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Și ce urmează este greu de imaginat că un om poate să facă. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, viața voastră, vânzătorilor, da? M-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată. Sunt doi ani de când bântuie foamea în țară și încă cinci ani nu va fi nici arat, nici seceriș. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Ce perspectivă ca să rămână sămânța vie în țară și ca să se păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici. Incredibil răspunsul ăsta. Nu voi m a trimis aici, Ce Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Numai când ai o asemenea perspectivă, poți să depășești situațiile dramatice prin care ai crezut. Trei dovezi că Iosif a iertat, care se găsesc în textul cu care am început seara aceasta, din Geneza, capitolul 15, versetul. 19. Pentru început, prima dovadă. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Un om care iartă știe că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Asta e prima dovadă că Iosif și-a iertat frații săi. Nici o Implicare în dreptul lui Dumnezeu, da? Lasă pe Dumnezeu. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Prima dovadă. Cea de-a doua dovadă, versetul 20. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să se împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Cea de-a doua dovadă că Iosif și-a iertat frații este aceea că el recunoaște că Dumnezeu este suveran și transformă răul în bine. Ceea ce pare imposibil vreodată de rezolvat. Dumnezeu știe să rezolve. Și a treia dovadă că Iosif și-a iertat frații, versetul 21. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Cea de-a treia dovadă că Iosif și-a iertat frații, omul care iartă poate să facă bine celui ce l-a ofensat. Din acest moment Iosif e liber. Începe vindecarea lui lăuntrică. Va fi un om restaurat. Dar haideți să mă întorc la Josh McDowell. Vă amintiți unde l-am lăsat? În muzeul din Londra. Copleșit de dovezile pe care le-a găsit de-a lungul timpului, strângând ce a crezut el că poate fi împotriva lui Isus, împotriva lui Dumnezeu, merge la un prieten de al său și îi cere acestuia să se roage pentru el că Isus l-a învins. Dacă ați citit cartea Mai, mai mult decât un simplu Templar de Josh McDowell, este cartea pe care o va scrie în locul cărții pe care a vrut să o scrie împotriva existenței lui Dumnezeu. Și zice el, prietenul meu s-a rugat pentru mine. Și în loc să experimentez bucuria despre care am auzit că cei mai mulți creștini o experimentează, la mine a fost foarte diferit. Eu am avut câteva senzații ciudate. La convertirea mea, zice el, mi-a fost teamă de două lucruri. Primul, ce? vor zice prietenii mei despre mine. Spune că sunt nebun. A doua teamă, zice el, teama că am luat o decizie emoțională pe care o voi regreta intelectual mai târziu. La aproximativ șase luni de la acest moment, Josh își sună tata și îl invită pe acesta să mănânce un mic dejun la un restaurant pe care îl aleg împreună. Conduce mașina, se întâlnește cu tata, se așează la masă, după ce dau comandă ce să mănânce, Josh se întoarce spre tatăl său și îi spune te urăsc cu toată ființa mea, mi-ai distrus viața, mi-ai abuzat mama. Dar zice, vreau să spun ce s-a întâmplat cu mine acum șase luni, Iisus Hristos mi-a iertat păcatele. Și deși mi-este foarte greu, am venit să mă întâlnesc cu tine ca să-ți spun în mod special aceste cuvinte. Aleg în numele lui Iisus Hristos să te iert. Tatăl lui Josh este șocat. El spune, tatăl meu s-a întors la Domnul instant, n-a mai pus alcool pe buzele lui, o mie șase de oameni din satul nostru s-au întors la Domnul, că au văzut pe bețivanul satului transformat de puterea lui Dumnezeu. Dar Josh mai are o problemă. Unchiul său, Wayne, într-o zi și-a inima în dinț, urcă și călătorește vreo 60 de kilometri, sună la ușă și când unchiul apare îi spune am venit să-ți spun că ești un nenorocit. Cum ți-ai permis să abuzezi un copil care nu se putea apăra? Mai tratat josnic, ești execrabil. Te urăsc, mi-ai distrus copilăria. Dar, zice el, deși mă doare de nu mai pot, am venit să spun că Iisus Hristos mi-a iertat păcatele și aleg să te iert. Pe tine ce te urmărește din trecutul tău? Ce-ți stârnește emoțiile negative, resentimentele atunci când ți amintești sau când te întâlnești cu cineva? Eu vreau să te invit în seara aceasta, alege să nu mai fii victimă Vei spune în seara asta, da, dar nu știi cât rău mi-a făcut și cred că ai dreptate că nu știu. Și poate vei spune, da, dar nu merită să fie iertat și eu îți dau dreptate. Nu merită, dar dăm voie să te întreb, nu meriți tu? Persoana sau persoanele care te-au rănit, care te-au călcat în picioare, care ți-au distrus demnitatea, care poate ți-au distrus o parte din viața ta, nu merită să fie iertate, dar tu tu meriți să rămâi cu o travă asta în suflet? Știi pe cine trebuie să ierți, pentru că de când ai început să auzi povestea lui Iosif, în mintea ta ți-au venit numele acelei sau acelor persoane. Te cerți cu el în somn? Îți strică concediile? Pastilele pe care le iei ca să dormi? Îți amintesc mereu și mereu de faptul că Cineva te urmărește. Cineva spunea că amărăciunea este ca și o travă pe care o bei în speranța că mor șobolane, dar nu mor ei, ci mor tu, murim noi. Dragul meu, eu vreau să te invit în seara asta să confrunți o realitate din viața ta și să o confrunți pentru binele tău. Vreau să-ți propun un târg care pare poate foarte egoist. Dacă nu poți să o faci de dragul lui, a ei, a lor, fă -o de dragul tău. Tu vei dormi mai bine, tu vei fi eliberat, tu îi vei da voie lui Dumnezeu să înceapă procesul vindecării în interiorul tău. Tu vei fi alt om. E treaba celuilalt ce va face. Tu n-ai niciun control asupra deciziilor lui, asupra trăirilor lui. Tu nu poți să-l determin pe celălalt să facă ceea ce vrei tu. Sau ce consider că ar trebui să facă. Sau poate chiar să facă ceva ceea ce Dumnezeu îi cere. N-ai cum să controlezi asta. Lasă-l în mâna lui Dumnezeu. Fă-ți partea ta. Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune-i simplu. Doamne, Tu știi ce mi-a făcut soacra. M-a calcat în picioare ca pe un preș. M-a urât tot timpul, nu m-a vrut în familia ei, m-a desconsiderat, m-a bârfit la tot neamul. Tu știi câtă durere am strâns. Dar, Doamne, în seara aceasta, deși mă doare și Tu știi cât mă doare, aleg în numele Domnului Isus Hristos să o iert. Soacra ta va rămâne aceeași. Poate. Nu se va schimba. Dar tu vei fi mai sănătos. Tu te vei bucura de viață. Tu te vei bucura de umblarea cu Domnul. La unii dintre noi e posibil să fi murit părinții de acum 20 de ani, dar de acolo din mormânt ne chinuie și nu-i nimic mistic, spiritual. Este doar o neiertare. Încă ne gândim la El, la ea, la Părintele nostru, la nedreptatea pe care ne-a făcut-o și ne certăm încă cu El în gând. Și ești o victimă. Tu nu poți să te bucuri de viață. Când ți lumea mai dragă, se întâmplă ce spunea Mihai, citind proverbele, da? În spatele zâmbetului este durerea neiertării iartă-l. Tu te și spunei Domnului ce ți-a făcut. Dumnezeu știe și tu nu poți, tu nu poți să anulezi acel ceva. Știți, noi în România avem o vorbă care mi se pare foarte necor incorrectă. Și anume, dacă ierți, trebuie să uiți. Eu nu cred în treaba asta. Cum să uiți? Adică ce, ai probleme cu creierul? Cum să uiți? Te iert, dar nu te uit. Sau cum este vorba aia în limba noastră? Nu, iertarea nu înseamnă să uiți. Asta este o chestiune idealistică, spus așa, superficială. Diferența dintre iertare și neiertare este că atunci când n-ai iertat, e ca o gheară pe care o simți în pieptul tău. Te doare aproape fizic ori de câte ori îți amintești. Când ai iertat, chiar dacă ți-aduce aminte, nu te mai doare. Poți să povestești despre situația aia, dar nu te mai doare. Nu mai simți gheara aia. Aș vrea să te invit în această seară să te gândești la persoana sau persoanele pe care tu trebuie să le ierți. Ești chemat astăzi să iei o decizie, decizia de a nu mai trăi ca victimă. Știți, noi așteptăm, sau câteodată am vrea ca emoțiile să ne conducă spre iertare. Eu vreau să vă propun un alt mod de a face asta. Faceți o alegere intelectuală, cu gândul, cu mintea. Doamne, deși nu simt că pot să-l iert. În numele lui Isus Hristos, aleg să-l iert. Vor veni și simțurile mai târziu. Dar dacă aștepți până când simțurile îți gata să ieri, s-ar putea să aștepți prea mult. S-ar putea să n-ajungi niciodată acolo. Alege să ierți. Tu vei trăi liber. Pentru că nu uita, Dumnezeu este Cel care transformă dezastrele noastre în binecuvântări și ceea ce a vrut cineva să ne facă un rău, Dumnezeu poate transforma într-o binecuvântare. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă un nume prea mult ai vrut tu. Ai vrut să-i demonstrezi șefului tău, colegului tău, că ești mai bun decât el și ai intrat într-o luptă crâncenă. Ca să nu mai spun că e posibil să fi încercat asta cu vreunul din frații tăi în Hristos. Și ai intrat într-o bătălie nebună. Ți-ai rănit familia, te-ai rănit pe tine. Ai rănit frații pentru care a murit Hristos, pentru că ai vrut să-ți faci un nume. Și Iosif a vrut să-și facă un nume bazat pe visele lui până când i s-au prăbușit toate și a trebuit ca de acolo din groapă Dumnezeu să-l ridice și să-l așeze pe tronul Egiptului. Renunță să-ți mai faci un nume. Nu vei reuși. Te dezamăgesc în seara asta. Nu vei reuși. Vei acumula mai multă amărăciune, mai multă durere. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Iartă. Aș să ne rugăm acum. Aș să ne rugăm și să spunem pe nume. Doamne, aleg să-L iert pe și spuneți-i numele dumneavoastră. Acolo trebuie să vă audă Dumnezeu. Nu trebuie să strigați să vă aud eu. Că eu oricum nu știu cine e ăla. Cum de altfel nici eu nu trebuie să strică ca să auziți dumneavoastră numele celor cu care și eu trebuie să fac curățenie, nu? Că toți suntem în, în lupta asta. Spune-i lui Dumnezeu. Doamne, spune-i durerea, spune-i ce-ți-a făcut. Dar nu te opre acolo. Spune-i lui Dumnezeu ca legi în numele lui Isus Hristos să-l ierzi chiar dacă nu simți nimic. Vei dormi bine în noaptea asta. Iar zilele următoare vei lăsa loc Duhului Sfânt să aducă, să înceapă procesul vindecării în sufletul tău. Haideți să ne ridicăm. Așa ja, ca fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Nu ne rugăm nici pentru mântuirea altora acum, deși e bine să o facem, dar nu acum. Nu ne rugăm nici pentru pacea din Ucraina sau Israel, deși e bine să o facem, dar nu acum. Ne vom ruga concret, doar pentru acele situații din viața noastră. Ne rugăm împreună.